Bună tuturor și bine ați revenit la cafeaua de sâmbătă. 8 aprilie este astăzi și în primul rând vreau să le spun celor care sărbătoresc mâine Paștele, catolici, reformați și toți cei care au mâine această mare sărbătoare, vreau să le urez sărbători fericite, în pace și liniște, să se bucure împreună cu familia de tot ceea ce este frumos. Sper să aibă o vreme bună sau, mă rog, să se îmbunătățească, pentru că nu prea poate fi vorba de vreme extraordinar de bună, având în vedere că la noi a nins din nou. M-am trezit azi dimineață, astăzi, când filmez, este 7 aprilie, deci vineri, și era zăpadă. Toate acoperișurile erau pline de zăpadă, mașinile, incredibil. De asta m-am și îmbrăcat în puloverul acesta gros de iarnă. Încă nu am pus hainele de iarnă la păstrare, pentru că de obicei, cam așa fac eu primăvara de vreme, iau puloverele acestea groase și le pun undeva pe rafturile de mai sus din dulap. Bine că nu am făcut acest lucru deocamdată, pentru că în ultima săptămână a fost foarte, foarte frig. Am venit din Anglia, sperând să ajung la o primăvară adevărată în România și am dat peste iarnă. Dar să nu ne plângem de vreme, că atâta timp cât avem un acoperiș deasupra capului, nu cred că este chiar așa o mare problemă. Deci sărbători fericite pentru cei care sărbătoresc mâine Paștele și noi avem o mare sărbătoare, Floriile. Să ne bucurăm cu toții și să fim optimiști că vom avea doar lucruri frumoase înainte. După cum ați văzut în titlul acestui video, astăzi vreau să povestim așa un pic despre un subiect foarte controversat, și anume părul vopsit sau părul cărunt la femeile trecute de o anumită vârstă. Desigur că cele care se vopsesc la 20 de ani și vor să aibă șuvițe albastre sau verzi sau tot părul roz, este cu totul și cu totul un alt subiect, însă de la ce a pornit această idee? De fapt, am văzut în presă, în urmă cu vreo lună, cam așa, un articol legat de regina Letizia a Spaniei, soția regelui Felipe al VI-lea, cred, nu știu exact ce număr este. Nu sunt așa la curent cu noutățile din și cu viața familiei regale din Spania, cât cunosc amănunte din viața familiei regale din Marea Britanie. În orice caz, Letizia, regina Spaniei, este o femeie la 50 de ani, în jur de 50 de ani are, foarte frumoasă, cu o siluetă perfectă, un fashion icon, la fel cum este și Kate Middleton, deci se îmbracă întotdeauna foarte frumos, cu gust. Ea a fost jurnalistă și a intrat în familia regală prin căsătorie, deci nu are sânge albastru, dar este o femeie foarte frumoasă, foarte deșteaptă și care face față oricărei situații. Ei, în ultima vreme a apărut nevopsită, are un păr lung, foarte des, frumos, voluminos și avea șuvițe argintii, sau poate că nu chiar șuvițe, fire multe albe. Iar o altă jurnalistă, nu mai țin minte numele ei, în orice caz o jurnalistă celebră care scrie pentru publicații de prestigiu mondial, a criticat-o, spunându-i că nu înseamnă aceste șuvițe argintii, părul nevopsit, nu înseamnă neapărat doar o asumare a vârstei, ci înseamnă faptul că a capitulat, că oarecum nu-i mai pasă de ceea ce crede lumea din jur și de cum arată. Lucru care pe mine m-a intrigat foarte tare, pentru că Letizia, regina Spaniei, este, v-am spus, o apariție întotdeauna. Și știu că există o mișcare, grey hair don't care, adică nu-mi pasă că am părul cărunt, o mișcare pe care a îmbrățișat-o destul de multă lume, destul de multe. Acum vorbim doar de persoane de gen feminin. Adevărul că un bărbat, când apare cu părul grizonat, este admirat, este
văzut bine, tuturor li se pare că bărbații cu părul grizonat arată bine și arată masculinitatea la o anumită vârstă, însă despre femei nu se spune același lucru niciodată. Femeile trebuie să se vopsească, trebuie să se machieze, trebuie să se aranjeze în permanență ca să intre în standardele societății actuale. Și aseară m-am vopsit, mi-am vopsit din nou părul. Întotdeauna mă vopsesc acasă, nu la salon, și mi-am adus aminte de acest subiect pe care de mult voiam să îl încep aici pe YouTube și să port așa o discuție cu voi, să văd ce părere aveți voi despre faptul că unele femei aleg să nu mai vopsească părul, începând de la o vârstă foarte mică, să spun așa, pentru că eu am început să încărunțesc, adică să simt nevoia să mă vopsesc cu adevărat, nu doar să-mi schimb culoarea, să mă fac roșcată sau blondă sau mai știu eu cum. Apropo, am fost și foarte roșcată și îmi plăcea cum îmi stătea, asta pe la 35 de ani, dar după 40-45 de ani a trebuit să mă vopsesc cu regularitate pentru că aveam foarte mult păr alb, aveam rădăcinile albe și nu îmi plăcea deloc acest lucru. Nu este vorba doar despre, cel puțin în cazul meu, doar despre acceptarea vârstei, despre asumarea anilor pe care, la care ai ajuns, ci este vorba despre faptul că mie, cel puțin, mi se pare că părul alb îmbătrânește foarte tare, te arată foarte îmbătrânit. Nu este cazul tuturor femeilor, este adevărat. Uite, de exemplu, la mine în familie, bunica mea, pe care am pierdut-o când aveam 16 ani, dar mi-aduc foarte bine aminte de ea, avea părul alb complet. A murit la 72 de ani, dar avea un păr alb atât de frumos și atât de bine îi stătea. Și atunci când se spăla pe cap, își punea în apa de limpezit, nu știu ce soluții erau pe vremea aia, că nu erau așa de multe ca și acum, ceva violet și avea părul argintiu, deci nu ieșea părul mov, așa cum am văzut că se mai poartă acum. Ieșea doar așa o nuanță de argintiu, cumva foarte frumos, îi dădea o strălucire, practic. În schimb, sora ei, deci sora cu bunica mea, erau două surori din aceleași familie, sora ei era mai mare cu vreo 6-7 ani și nu avea decât 4-5 fire de păr alb în cap. În rest avea părul negru, că era destul de închis la culoare. Și din punct de vedere genetic erau total diferite din punct de vedere al încărunțirii părului. Ei bine, bunicii mele mi se părea că îi stă foarte bine cu acel păr alb, dar am întâlnit și persoane care au 50 de ani și au părul complet alb sau... Când e părul complet alb, încă arată cum arată, dar când e jumătate alb și jumătate culoarea naturală, mi se pare că arată, nu știu cum să zic eu așa, destul de bătrânicios, aș putea să spun. Dar desigur, asta este doar părerea mea și fiecare este liber să facă cum vrea, cum dorește. Mama mea s-a vopsit până a murit la 82 de ani și s-a vopsit până în ultima lună, se vopsea o dată pe lună, la fel cum mă vopsesc și eu o dată pe lună. Și nu cred că o să ajung vreodată la concluzia că nu mai trebuie să mă vopsesc, că mi-a stat mai bine cu părul alb, deși întotdeauna te poți răzgândi și never say never, pentru că eu nu sunt așa destul, nu sunt foarte consecventă din punctul ăsta de vedere să nu schimb niciodată, să nu-mi schimb niciodată părerea când e vorba despre modă sau de lucruri din astea așa mai puțin importante. Când am fost acum în Anglia, uite că și acum mi-aduc aminte de faza asta, eram la un restaurant cu Cristi, am fost la ora prânzului într-o zi lucrătoare, când toată lumea este la serviciu sau marea majoritatea oamenilor sunt la serviciu și în restaurant erau mai mult oameni mai în vârstă, pensionari cum ar veni, și mi-a arătat, el a observat lucrul acesta fără să văd eu, zice, uită-te în jur și uită-te la doamnele astea, toate trecute de 60 de ani, nici una nu era vopsită, toate aveau părul alb, dar cred că erau trecute bine de 60 de ani, dacă acum stau să mă gândesc, erau trecute de 70-75.
Și toate aveau părul alb, nici una dintre ele nu era vopsită. Zice, ce părere ai de asta? Nu aveam nicio părere. Nu arătau rău, pentru că erau și îmbrăcate așa cumva în ton cu părul. Însă da, eu cel puțin nu vreau să renunț la obiceiul acesta de a-mi vopsi părul, pentru că mi se pare că m-ar îmbătrâni foarte tare. Și chiar și când am rădăcinile crescute și mi se văd așa alb, n-am încă păr, tot părul alb, dar mai mult de jumătate îmi este alb, mă dau cu acest concealer de la L'Oreal. Eu îl folosesc în nuanța Dark Blonde. Nu e blond deloc, este un castaniu, un șaten, cam așa cum este părul meu acum și este foarte bun. Nu am niciun fel de problemă în a-mi acoperi rădăcinile. Nu se murdărește lenjeria de pat, nu mi se murdăresc hainele. Desigur, dacă îmi fac așa cu unghiile în cap, îmi intră culoarea asta maronie sub unghii. Nu am găsit nici pe Notino și nici la DM nuanța asta dark blond ultima oară când am căutat-o și mi-am luat de la Sias tot așa ceva, tot un concealer pentru rădăcini în nuanța, nici nu știu ce nuanță este, să văd dacă scrie, tot dark blond. Ăsta este de la Sias. Este o mare, mare porcărie. Nu vi-l recomand să nu îl cumpărați atunci când vă dați cu spray-ul acesta pe rădăcinile părului. Curge, efectiv este un lichid care curge și îți ajunge așa pe frunte și trebuie să îl cureți. Nu este bun deloc. Acum îl mai folosesc eu câteodată pentru că aștept să apară din nou pe Notino ăsta dark blond, dar ăsta de la Sias nu vi-l recomand. Nu este deloc bun, murdărește foarte tare, este prea lichid, este și prea închis la culoare, deci nu este un dark blond, este un castaniu închis, aș zice mai degrabă, deci nu îmi place deloc. Sunt foarte curioasă ce părere aveți voi despre faptul dacă femeile ar trebui să se vopsească sau n-ar trebui să se vopsească după o anumită vârstă, evident. Și acum, dacă tot am intrat în subiectul acesta superficial oarecum al frumuseții, vreau să vă spun că am avut curiozitatea de foarte mult timp să îmi pun gene false. N-am avut niciodată gene false și tare aș vrea să văd cum ar arăta cu gene false, să mi le alungească. Eu sunt foarte mulțumită cu genele pe care le-am, pentru că am niște gene lungi și niciodată nu mi-am dorit să fie mai lungi sau mai voluminoase sau mai curbate. Am fost foarte mulțumită, dar am această curiozitate să văd cum aș arăta. Și acum este foarte la modă să porți gene false. Nu am nimic împotriva genelor false, din contră, chiar îmi plac, însă văd că se exagerează uneori atât de tare. Văd pe stradă niște fete cu niște gene care nu mai arată gene, arată ca niște aripi de vultur. Sunt exagerate, adică se vede de la o poștă că nu este ceva natural, nu este ceva real și alea nu îmi plac deloc. Dar niște fire așa lipite din loc în loc, tare sunt curioasă să văd cum ar arăta pe pleoapele mele. Și cred că odată o să mă duc la cosmeticiana mea și o să o rog să-mi pună niște gene să văd cum aș arăta și eu. Pe urmă, ce-am mai vrut să încerc și am văzut în Anglia. În România probabil că există și aici peste tot, dar n-am intrat prin așa multe magazine. Unghii press-on, parcă se numesc, care se lipesc. Deci nu construcții din aia cu gel, ci niște unghii pe care le cumperi la set și le lipești cu un lipici special și zice că îți rezistă, așa scria ca ambalaj, că rezistă până la 7 zile. Și am fost curioasă să văd cum ar arăta și tot eram la un pas de a le cumpăra, însă nu am găsit decât foarte, foarte lungi și nu, cel puțin pe mine nu mă văd purtând unghii atât de lungi, deși îmi place să le văd la alte persoane, dar erau prea lungi și pe urmă le-am încercat așa în magazin punându-mi că avea așa un loc în care puteai să-ți bagi degetul și să vezi cum ar arăta cu unghia. M-am gândit cum aș arăta eu cu plasticurile alea așa pe mână și oarecum dacă nu m-aș simți ciudat și tare sunt curioasă să văd cum ar fi, dar parcă am și așa o... aș avea senzația că am ceva străin pe unghii și aș vrea tot timpul să le dezlipesc. Nu mi le-am mai făcut de mult nici cu o jodinaia semipermanentă. Cred că aceea va fi soluția la care o să rămân pentru totdeauna, pentru că mi se pare o soluție foarte bună. Dar
Sunt curioasă să încerc și unghii din astea din plastic. Acum, revenind un pic la subiectul părului, mi-am adus aminte de ceva, cum se schimbă moda de-a lungul timpului și cum se schimbă percepția asupra frumuseții. E vorba de epilare, pentru că și în paralel cu mișcarea asta, nu-mi pasă că am părul cărunt, a mai fost sau este în derulare o mișcare în care cei care o propagă îți recomandă să fii cât mai natural și să nu te epilezi. Și am văzut că au apărut chiar și pe covorul roșu. Bine, asta a fost în urmă cu mai mulți ani. Julia Roberts, când a ridicat mâna și a salutat publicul, nu era epilată la axilă și toată lumea a fost: wow, ce s-a întâmplat, ce groaznic, cum arată, nu este imposibil, de neconceput așa ceva. Însă, în anii 70, când eram eu în școala generală, și încă nu aveam așa o pilozitate, deci nu aveam păr la sub braț sau pe picioare, sau eram încă copil, aveam sub 14 ani. Știu că profesoarele noastre, le vedeam vara când veneau la școală, aveau păr aici la sub braț, n-aveau nicio treabă. Așa era toată lumea. Și am văzut poze, de curând am văzut niște poze pe Facebook, niște poze de la piscina Lido din București, care este în paragină acum și este un adevărat scandal în jurul ei, o piscină foarte frumoasă, chiar în centrul Bucureștiului, în spatele hotelului Lido. Erau niște imagini din anii 60, nu imagini, era chiar un filmuleț în care niște fete tinere la vremea aia, 20 și ceva de ani, jucau volei sau se jucau cu o minge din asta gonflabilă în apă și nici una dintre ele nu era epilată. Așa era moda, așa se purta și nimeni nu se uita ciudat, nimeni nu se uita urât, nimeni nu ridica din sprâncene. Cred că ar fi ridicat din sprâncene dacă ar fi văzut bărbați epilați, așa cum sunt acum, pentru că toți, nu toți, foarte mulți băieți își dau jos părul de pe piept, chiar și de pe picioare. Asta este moda și nu avem ce să facem, la fel ca și cu sprâncenele. Dar nu când eram eu copil, în urmă cu 20 de ani, când încă lucram la bancă, 20, hai să zic 30 de ani, era moda sprâncenelor foarte, foarte pensate, foarte subțiri, așa doar ca o linie subțire să arate. Și acum vin fetele cu niște sprâncene pe care le lipesc aici de față, unele arată oribil. Deci asta îmi asum. Sprâncenele astea care sunt foarte conturate și foarte ascuțit făcut unghiul ăsta, arcada, nu arcada, cum se numește, arcuirea genelor, mie mi se pare urât, mi se pare nenatural, mi se pare ca o mască, mi se pare că ești la carnaval. Deci trebuie să păstrezi așa un echilibru între ceea ce ți-a dat natura și cum vrei să arăți. Și sprâncenele alea care erau ca o linie erau oribile, dar și astea care arată ca niște lipitori mi se par... Mie nu-mi plac. Să mai iau o gură de ceai, că iarăși am răgușit. Am un ceai foarte bun, un ceai de la Twinings, un ceai verde cu aromă de cocos. Atâta este de bun. Și evident că nu pun zahăr în ceai, dar ăsta este așa dulcuț de la natură și îmi place atât de mult. Să vă arăt niște mici cumpărături pe care le-am făcut de pe Notino. Am prins, nu o zi, o săptămână cu transport gratuit. Am pus pe stories pe Instagram și dacă nu mă urmăriți pe Instagram, m-aș bucura foarte tare să o faceți pe ioanaspune.ro. Am aplicația Notino pe telefon și mi-a venit mesaj că este transport gratuit. Și cum voiam să-mi cumpăr câteva articole de igienă, de frumusețe, am zis să profit de acest lucru pentru că nu voiam să cumpăr de 250 de lei cât este plafonul în mod normal ca să nu plătești transport și am cumpărat de vreo 90 de lei și nu am plătit deloc transport. Voiam să-mi cumpăr spray-ul acesta în primul rând, dar nu era nuanța mea. Și să vă arăt ce mi-am cumpărat. O chestie foarte interesantă pe care încă nu am desfăcut-o, sunt niște săculeți pentru rufe, pentru spălat. Sunt sigură că știți despre ce e vorba, mulți dintre voi, dar au fost la ofertă și parcă 12 lei am plătit pentru acești săculeți. Sunt 3.
trei săculeți mari, pentru că din aia mici, mici aveam. Unul este atât de mare, un sac de, cum se numește asta, de plasă, cu fermoar, în care poți să pui hainele delicate, care nu vrei să se agațe în tamburul mașinii de spălat. Ăsta este, dar nu sunt trei, că sunt patru. Ăsta este cel mai mic. Aici poți să pui lenjeria, de exemplu sutienele care s-ar agăța și s-ar strica, mai ales că au închizătorile acelea. Ăsta este de dimensiunea asta. Și acesta. Deci 4 săculeți cu 12 lei pentru a-i folosi în mașina de spălat rufe, mi s-a părut un chilipir. Apoi mi-am luat un rimel, un mascara. Scandal Eyes de la Rimmel. Un rimel de la Rimmel. Ăsta în ambalaj portocaliu este cel mai bun, cel mai bun, cel care mi se potrivește mie cel mai bine, pentru că are o periuță, periuță se numește, periuță, da? Care îmi acoperă dintr-o singură mișcare toate genele. Așa este periuța. Și da, eu sunt foarte, foarte mulțumită de și de periuță și de conținutul produsului. Da, încă m-a întrebat cineva într-un comentariu la un alt video ce rimel folosesc, ce mascara și îi spuneam de asta că este cel mai bun și nici nu este foarte scump, adică nu trebuie să dai 50-60 de lei pe un rimel pentru că îți face exact același serviciu. Apoi mi-am luat un fixativ de păr L'Oreal în ambalaj mic pentru că urmează sezonul călătoriilor. Și mai folosesc fixativ, în special pe partea asta a lungimii firului de păr, pentru că mi se electrizează foarte tare și dacă dau așa un fâs de fixativ, imediat se aranjează bine părul și nu vreau să umblu cu dita mai tubul după mine. Ăsta este foarte bun de luat în călătorii și la avion, are 75 de mililitri, iar fixativul ăsta îl am și la gramaj mare, exact ăsta l-am acum în ambalaj auriu, L'Oreal Paris Elle Nette. Foarte, foarte bun, vi-l recomand și pe acesta. După aia mi-am luat un șampon uscat de la Batiste. Folosesc din când în când și șampon uscat. Atunci când nu apuc să mă spăl pe păr la timp, eu am foarte uscate vârfurile firelor de păr, dar aici, la rădăcină, am părul, n-aș spune gras, dar gras, normal înspre gras și este de mare ajutor un astfel de spray. Ăsta nu l-am avut niciodată în varianta Rose Gold, dar toate sunt bune, toate astea de la Batiste, cred că este brandul cel mai bun. Și apoi mi-am luat un ce, cum se numește? Un spuman de baie de la Avon. Vara fac destul de rar baie, prefer dușurile, dar din când în când, mai ales în câte o seară, îmi vine să fac așa o baie de căldură. Și mi-am luat un spuman de baie cu aromă de mentă, l-am folosit deja odată. Atât de bine miroase, este cumva răcoritor, adică potrivit pentru vară. Iarna fac foarte des baie, vara mai puțin. Ăsta este minunat. Deci l-am folosit odată și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Singura chestie pe care nu o înțeleg la Avon, de ce au renunțat la sigiliul acela de staniol care era pus aici deasupra. Uneori mi se întâmplă, că mi-am mai cumpărat de multe ori și de pe Notino și de pe site-ul Avon și mi-au curs în cutie, în ambalajul cu care a venit pachetul. Nu știu de ce au renunțat la sigiliul acela. Și trebuie să recunosc că mi-am încălcat promisiunea pe care am făcut-o la începutul anului și mi-am cumpărat și două lumânări parfumate. Da, recunosc. Dar v-am zis eu că mă răzgândesc uneori destul de ușor. Însă erau 8 lei una, la jumătate prețul și nu am putut să rezist. Sunt lumânări votiv, adică nu le poți pune așa pe masă și să le aprinzi pentru că se topește ceara și curc, trebuie să le pui într-un păhărel. Am luat una cu coconat, cu nucă de cocos, ador mirosul de nucă de cocos, ador gustul de nucă de cocos, ador laptele de cocos, tot ceea ce are acel miros și una cu peppermint biscuits, deci ceva prăjiturele, ceva dulce. Foarte, foarte faine lumânări de la Yankee Candle.
Și da, mi-am încălcat promisiunea. Și ultimul lucru pe care l-am luat de pe Notino este acest creion de sprâncene. Dacă tot am vorbit despre sprâncene și despre cum se poartă acum sprâncenele foarte, foarte vizibile și care ies așa în evidență, este un creion de la Maybelline, un dermatograf obișnuit care se ascute, dar are căpăcelul ăsta la care are o periuță la capăt ca să-ți piepte sprâncenele, nu este cazul meu. Și l-am luat în nuanța, pentru că era pe nuanțe, în nuanța Deep Brown 05. Deci un maro închis, pentru că vedeți că mi-s foarte închise sprâncenele la culoare, mi-s aproape negre. Nu am luat chiar negru ca să nu fie așa prea dramatic look-ul, dar mai încreionez așa un pic sprâncenele, îmi acopăr golurile, pentru că nu am niște sprâncene departe de a fi perfecte, am așa anumite goluri și acolo mai trag așa câte o drunguliță, două, nu în fiecare zi, dar când apar în fața camerei mă aranjez. Deci astea le-am luat de pe Notino și toate au costat 91 de lei. Foarte bine mi s-a părut că am dat pe ele, tot ce am luat a fost la reducere sau la promoție sau la oferte speciale, pentru că știți, unul din sloganurile mele, never ever pay full price, adică niciodată să nu plătești prețul întreg. Astea le-am cumpărat și mi-am mai cumpărat o geacă. Știu că v-am mai arătat o geacă, cea galbenă, pe care mi-am luat-o în Anglia. Aia este o geacă subțire de primăvară. Este o geacă rezistentă la ploaie, așa cum este vremea de acolo. Un material extraordinar de bun. Însă, de mult tot îmi căutam eu o geacă de iarnă, așa mai grosuță un pic, deschisă la culoare, pentru că neagră mi-am luat, neagră v-am zis eu, îți trebuie în anumite ocazii, dar nu vreau să umblu tot timpul în negru, pentru că negru este o culoare care îmbătrânește la un moment dat. Te îmbătrânește, asta vreau să spun. Dacă ai 20 de ani sau 30 de ani și te îmbraci în negru, arăți extraordinar. Dar dacă ai 60 de ani sau 70 de ani și te îmbraci tot în negru, sau și dacă ai 50 de ani, este o mare diferență față de 20 de ani. O fată îmbrăcată în negru la 20 de ani arată cool. O femeie la 60 de ani îmbrăcată în negru arată tristă. Și ca să nu arăt tristă, mi-am cumpărat o geacă roz, un roz prăfuit, un roz deschis, albă aș fi vrut să-mi cumpăr și de mult mă tot uit după o geacă albă, nu am găsit exact ce aș fi vrut, adică am găsit, dar era la niște prețuri din alea de 1000 de lei. Asta este de la brandul Geo Norway. Este un brand foarte bun și era redusă, nu mai știu cât a fost prețul inițial, în orice caz eu am dat pe ea 169 de lei. Este așa de pe gustul meu, nu este nici foarte groasă, așa mătăhăloasă, ca să mă fac să arăt cât un munte. Nu este nici prea subțire, este foarte potrivită pentru iernile de la noi. Este matlasată, are dungile astea suficient de rare sau de dese, sau cum să spun, astfel încât să nu pară că ai colăcei în jurul burții. Fermalul este de calitate, înăuntru este bej și în exterior este roz, gluga este detașabilă, este minunată și credeam că o să o port doar la iarnă, iarna viitoare, are și două buzunare aici. Oricum o să vă las link să vedeți așa mai bine cum arată pe manechin, pe site-ul pe care am cumpărat, o să vă las link și către produsele de la Notino. Dar asta este o super încântare. Credeam că o să o port doar anul viitor, dar cred că îi dau eticheta jos și astăzi o să o iau pe mine, pentru că este zăpadă afară, nu am cum să mă duc cu geacă de primăvară. Zice că sunt minus, e temperatura pe care o văd pe telefon, minus 1 grad, dar se simt ca minus 4 pentru că și bate vântul, asta cireașa de pe tort. Știți cum erau mai de mult tot felul de comentarii când veneau autocare cu turiști străini în România și era așa o mare diferență între apariția lor, modul în care erau îmbrăcați, temperamentul, felul în care se purtau persoane în vârstă, pentru că erau grupuri de pensionari care aveau 70, 80, 90 de ani chiar și veneau în excursii în locuri exotice pentru ei în România.
Și toată lumea comenta spunând că, uite, au venit și babele alea de 80 de ani îmbrăcate în roz. Ei, am ajuns și eu la aceeași concluzie că o femeie în vârstă, dar nu numai o femeie, și bărbații arată mult mai bine, mult mai tineresc, sau nu, arată mult mai tineri îmbrăcați în culori deschise decât în eternul negru și eternul gri și maro închis. Nu, sunt culori care arată mult mai bine pe cei tineri. Deci asta mi-am cumpărat, geaca și produsele de la Notino, și am primit două pachete de PR, să le spun. Nici nu știu dacă se numesc pachete de PR sau firmele, îmi mai trimit câteodată unele branduri produse, fără niciun fel de obligație. Doar eu vreau să vi le arăt, vreau să le mulțumesc pe această cale că primesc lucruri de la ei. Deci nu sunt plătită să vă spun că sunt produse bune sau să le cumpărați sau să le folosiți sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu îmi trimit și eu cred că este așa un fel de respect, un fel de bun simț să vă arăt ce am primit de la ei. Și am primit un pachet de la Yves Rocher. Yves Rocher știți că este un brand pe care îl iubesc cu mult înainte de a avea eu canal de YouTube. De când a apărut în România, făceam comenzi cu sora mea. De fiecare dată, pe vremea nici nu era internet, făceam comenzile prin poștă. Veneau niște pliante și completam acolo produsele, codurile produselor și le puneam la cutia poștală. Mi-au trimis o cutie cu produse. Două dintre ele vi le-am arătat și pe Instagram, pentru că le-am folosit deja. Nu ăsta, un șampon. L-am folosit odată, nu, de două ori. Un șampon pentru păr uscat și degradat. Părul meu nu este uscat, v-am zis, este împărțit în două, uscat și normal, dar degradat este, atât de ușor mi se degradează vârfurile, și șamponul acesta de la Yves Rocher, cred că este o gamă nouă, cu ulei de jojoba, mi s-a părut că este foarte bun. Acum, desigur că nu poți să-ți dai seama după două utilizări dacă îți face bine în timp, dar am fost mulțumită cum mi-a arătat părul. Deci ăsta este primul produs pe care vreau să vi-l arăt de la Yves Rocher, șampon pentru păr deteriorat. Și apoi, din aceeași gamă, este un balsam, este un serum, așa scrie pe el, serum fortifiant, tot pentru păr degradat, și zice că este și foarte util pentru, protejează părul de căldura excesivă a plăcii cu care îmi întind părul, că, by the way, îmi întind părul de fiecare dată după ce mi-l usuc, că altfel părul meu stă așa ca o mătură. Este oarecum ondulat, dar este dacă ar fi ondulat nici n-ar fi rău, dar este semi-ondulat, adică stă ondulat acolo unde nu trebuie și stă drept acolo unde nu îmi place, și atunci mi-l întind cu placa de fiecare dată. Ăsta este un balsam leave-in, zice că poți să îl pui și pe părul umed și pe părul uscat. Acum să vedem cum o să se comporte în timp, dacă într-adevăr o să îmi ajute. L-am folosit tot așa de două ori și l-am dat, nu mi l-am dat pe părul umed, ci l-am dat pe părul uscat înainte să îmi pun placa în păr. Miroase foarte, foarte fain, are așa o consistență albă, este lăptos, dar intră imediat cumva în firul de păr, deci nu rămâne ca și când ar fi umed. Pur și simplu părul îl absoarbe. Acesta este și are o pompiță, îți pui în palmă și îți întinzi produsul pe lungimea firului de păr. Dar și pentru produsele astea o să vă las link-uri în descriere, poate vreți să vi le cumpărați, poate vreți să le încercați. Pe urmă am mai primit un balsam pentru păr, care este leave-in, adică trebuie să îl lași pe păr, pentru păr uscat și deteriorat, tot la fel, zici că m-au nimerit cu toate. Păi acesta încă nu l-am încercat, să vedem cum este. Apoi un spray pentru descâlcirea părului, ăsta cred că merge foarte bine la copii. Și mă gândeam să-i dau Cristine, dar și Cristina a primit deja același pachet pe care l-am primit și eu, și o să-l dau cuiva care are copii și fetițe care țipă atunci când le descâlcești părul. Știți voi cum fac copiii când au părul lung. Pe urmă, o sticluță cu
oțet sau un fel de oțet sau o soluție care seamănă cu oțetul. Cei care sunteți mai în vârstă, poate vă aduceți aminte că era foarte recomandat să îți limpezești părul cu oțet, zicea că îți dă o strălucire, îți dă o nu știu ce. Nu mi-am limpezit niciodată părul cu oțet pentru că mi se părea că miroase atât de urât și nu-mi place deloc mirosul de oțet și când pun gogoșari toamna, este singura murătură pe care o pun cu oțet și miroase așa oțetul la fiert acolo în bucătărie, parcă îmi intră în nas și nu-mi place deloc, niciodată nu mi-am limpezit părul cu oțet, dar asta zice că este un oțet cu zmeură și că miroase a zmeură, nu l-am desfăcut, este sigilat încă, să vedem dacă îl țin pentru mine sau o să-l dau unei prietene. Vă aduceți aminte, nu? Când era moda limpezirii părului cu oțet. Sau poate că și acum se mai folosește, dar eu n-am făcut chestia asta niciodată. Și apoi această mască exfoliantă care se folosește înainte de a-ți șampona părul, deci înainte de a-ți spăla părul. Și asta este pentru păr normal înspre uleios, asta nu cred că mi se potrivește. Mască exfoliantă detox 2 în 1 cu alge, 150 de ml, preșampon pentru păr normal. Zice că o pui pe păr, adaugi apă și masați delicat, clătiți abundent, apoi șamponați. Să nu înghițiți șamponul acesta, da. O lași pe păr între 3 și 5 minute. Sunt tot felul de produse bune care apar pentru păr, unele se potrivesc, altele nu se potrivesc. Mie, în general, produsele de la Yves Rocher îmi plac cam toate. Parfumurile am așa unele care îmi plac, unele care nu îmi plac foarte tare, dar produsele, în special cele pentru ten, extraordinar de bune sunt. Și tot într-un pachet de PR am primit de la editura Litera 5 cărți. Am zis că nu o să mai cumpăr cărți, dar uite că tot primesc de la edituri. Și îmi plac cărțile, întotdeauna mi-a plăcut să citesc, întotdeauna mi-au plăcut să le țin în mână, să le simt așa mirosul de hârtie proaspătă, de cerneală proaspătă. Însă am așa de multe cărți că nu mai am unde să le țin. Astea nu sunt, cred că unul singur este roman sau două dintre ele. 8 reguli ale iubirii, cum să o găsești, să o păstrezi și să renunți la ea. Cartea asta am răsfoit-o și mi-a plăcut ce am citit în ea. Este un ghid excelent pe calea ascendentă a iubirii către bucurie și împlinire. Sunt niște sfaturi de foarte mare bun simț. Nu știu dacă autorul acestei cărți are cunoștințe de psihologie, dar în orice caz sfaturile sunt atât de pertinente. Este scrisă de Jay Shetty. Nu am auzit de autorul acesta, dar după cum am răsfoit-o, nu am citit-o din scoarță în scoarță, poate și pentru că nu știu dacă am nevoie de sfaturile acestea, cum să găsești iubirea, am găsit-o, cum să o păstrezi, am păstrat-o și să renunț la ea. Nu este cazul meu deocamdată, dar știți despre ce ar putea fi cartea asta atunci când ești într-o relație și poate că nu ți se potrivește, poate este toxică, dar nu-ți dai seama, merită citită o astfel de carte, zic eu. Apoi asta mi-a plăcut foarte mult, dar tot așa am răsfoit-o, deci nu am citit nicio carte cap-coadă. Nu-ți face griji, 48 de lecții pentru reducerea anxietății. Sunt niște reguli pe care o să le iau, eu cred că într-un video viitor, unele dintre ele și o să le dezvolt aici pe canal, sunt niște reguli către un stil de viață căruia eu i-aș spune acum un fel de slow living, un stil de viață de care să te bucuri în momentul prezent, fără să te gândești foarte mult la trecut, fără să-ți faci griji pentru viitor, practic așa cum îi spune titlul, reducerea anxietății. Am început un roman, Până nu se răcește cafeaua, am citit cam o treime din el și m-a prins destul de bine, dar încă nu am ajuns la sfârșit. Este vorba despre călătoria în timp, o călătorie în timp și întotdeauna m-au fascinat aceste lucruri cu călătoriile în timp. Desigur că sunt povești pentru adulți, dar...
Da, m-a intrigat și titlul și mi-a plăcut și începutul și scrie aici pe copertă, dacă te-ai putea întoarce în timp, pe cine ți-ai dori să întâlnești? Interesantă întrebarea. Apoi o altă carte, Resetează-ți metabolismul, asta este vorba despre, în această carte este vorba despre alimentație, despre postul intermitent pe care, by the way, îl țin în continuare și au trecut deja 7 luni de când l-am început. Mă simt extraordinar de bine, mi s-a potrivit perfect și a devenit pentru mine un stil de viață. Nu mai am niciun fel de, cum să zic eu, de gânduri. A devenit așa ca un automatism să mănânc într-un anumit interval orar. Din când în când nu respect acel interval orar și nu este niciun fel de tragedie, dar mă simt extraordinar de bine fizic și psihic. Deci este vorba nu doar de postul intermitent și de reciclarea proteinelor și dieta ketogenică. Dieta asta ketogenică pe care eu nu prea am înțeles-o, nu am citit încă această carte și nu știu exact cum funcționează, dar nu cred că mi se potrivește mie dieta keto pentru că nu îmi place așa de mult să mănânc foarte multă carne, să mănânc ouă, lactate, adică brânzeturi, chestii de genul ăsta, ceea ce intră la dieta keto. Și o carte care se numește Apă proaspătă pentru flori. Este un bestseller. Peste 1 milion de exemplare vândute în Franța. Despre cartea asta nu pot să vă spun absolut nimic pentru că nu am citit-o, nu am răsfoit-o și încă nu știu despre ce este vorba. Dar zice că este o carte plină de culoare, extrem de atractivă, opera a unui narator captivant. Desigur că o să citesc și dacă o să-mi placă, o să-i fac o scurtă recenzie aici pe canal. Nu m-am uitat la filme în ultima săptămână pentru că sunt aici la Turda cu Ruxandra și nu am apucat să... Adică nu vreau să o las să fac altceva în timp ce eu mă uit la filme, deci n-am văzut niciun film pe care să vi-l recomand. Ruxandra este nepoata mea, fetița Cristinei, care stă cu mine până la Paște. Am luat-o de la București și am adus-o aici la Turda. De Paști o să fim toată familia, o să vină și Cristina cu soțul ei și cu Silvia și o să ne reîntregim familia aici la Turda. Dar până atunci mai este o săptămână. Pregătiri foarte mari de Paști nu fac pentru că nu vreau să transform sărbătoarea într-o masă festivă, într-un ospăț și să fiu preocupată doar de mâncare și să stau doar în bucătărie și nici curățenie extraordinar de multă nu o să fac pentru că nu am când fiind cu Ruxandra aici, prefer să ne petrecem timpul în alt fel. Și da, cam asta a fost cafeaua de sâmbătă. 8 aprilie. A fost o cafea plăcută, mi-a fost dor să filmez din acest cadru, din casa mea. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!